Recășenii s-au reunit la primul antrenament cu gândul la Poli. Mutarea echipei ACS Recaș la Timișoara e aproape sigură. Echipa din orășelul vinului contribuie la viitorul fotbalului timișorean pentru a da viață unui nou club al Violet. Principalul motiv pentru care Recașul a decis să ajute pe Poli a fost indiferența noului primar, Teodor Pavel, care nu vrea să audă de fotbal și a declarat că nu va sprijini echipa nou promovată, declară președintele Ioan Miculaș. O să fim după vacanță de o lună de zile. A fost reunire stabilită dinainte, astăzi, din păcate, nu s-a poate continua, ci pe acest teren și pe acest teren unde am făcut această performanță. Motivele le știți, până sâmbătă ne vom antrena aici, vom face pregătirea aici la Recaș de luni, vom vedea, probabil o altă destinație. Referitor la noul primar, Teodor Pavel, de ce credeți că nu a vrut să sprijine sub nicio formă Recaș? Nu știu, nu pot să-mi explic, n-am crezut niciodată că nu o să vrea chiar deloc să ne ajute. Dar din păcate ne-a spus clar, nu, nici măcar cu minimul necesar. N-a vrut să ne... Nu cunosc motivele, nu cunosc situația, dar probabil nu vrea. Nu cunosc și nici nu mă interesează, sincer. Sunt foarte supărat pe această chestie în acest moment. Conducerea Recașului nu vede mutarea la Timișoara și asocierea cu Poli ca pe un sacrificiu. Ați gândit vreodată că se va ajunge aici Recașul practic să fie sacrificată pentru Poli? Nu putem să spunem că va fi un sacrificiu. Salveze. Este o salvare, este o asociere. În momentul de față noi nu avem putere financiară și în Recaș n-am găsit resurse să continuăm. Mai erau și alte variante de a ne muta în alt județ, dar am ales Timișoara